Mulțumesc mult, domnule președinte. Fiecare început ne oferă oportunitatea de a ne reinventa și de a construi pe o fundație puternică, neerodată de greșelile trecutului. Atunci când pornim la un nou drum, nutrim speranța că suntem mai puternici și mai înțelepți prin prisma experiențelor acumulate și a obstacolelor întâmpinate. În această atmosferă debutează și noul an școlar, în care speranța, dorința de mai bine și responsabilitatea față de generațiile care vin ne unesc în demersul de a transforma realmente educația într-o adevărată prioritate pentru noi. Ne revine astfel sarcina de a căuta cele mai bune politici și soluții pentru ca acest domeniu vital, oricărei națiuni, să cunoască progrese semnificative. Stimate colegi, stimați colegi, declarația politică de astăzi reprezintă un îndemn la unitate de viziune și de decizie atunci când vorbim de educația copiilor noștri. Așa cum bine știți, am fost dintotdeauna un susținător al ideii conform căreia domeniul educației se înscrie pe o axă ce trebuie abordată într-un registru transpartinic. De aceea, încă din 2005, am inițiat Pactul Național pentru Educație și m-am luptat tocmai pentru ca educația să fie scoasă din catacombele politicii, fiind un domeniu de siguranță națională. Educația joacă un rol cardinal în orice proiect strategic, pentru că de performanța generațiilor viitoare depinde realizarea promisiunilor de mai bine, alminteri sistemul inversat de valori va deveni oglinda neputinței noastre. Este foarte important să oferim copiilor noștri cele mai bune condiții pentru o educație riguroasă și temeinică, dar este la fel de important să oferim stabilitate, predictibilitate și coerență de poziționare pe termen mediu și lung pentru a avea performanță. Îmi vin în minte cuvintele lui Aristotel, unul dintre marii dascălii ai umanității, care spunea, citez: cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață. De aceea, pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i. Mă alătur acestui îndemn pentru că, în opinia mea, educația ar trebui să fie în primul rând legată de valori. Școala nu ar trebui numai să informeze, ci să și formeze, în special caractere. Înainte de a dori să transmitem un set de cunoștințe copiilor noștri, cred că ar fi necesar să le transmitem valorile care îi fac să fie, în primul rând, oameni. Investiția în educația generațiilor viitoare este o investiție în viitorul nostru ca națiune. Alături de buget, viziune, programe educaționale și pacte naționale pentru educație, care cu siguranță sunt necesare și pentru care am pledat activ, inclusiv de la această tribună, cred că avem nevoie, în egală măsură, de o fundație solidă pe care să putem transpune valorile primite de la părinții și bunicii noștri, pe care avem datoria să le transmitem mai departe. Fără această bază, orice investiție este sortită eșecului. Deși educația este cea mai bună zestră pe care o putem oferi unui copil, nu orice fel de instruire este și eficientă. Tocmai de aceea este esențială cunoașterea și interiorizarea unui set de valori care să-i ajute pe copii să se dezvolte în tinerii de mâine. Din acest motiv, susțin cu fiecare ocazie necesitatea de a avea în spațiul românesc un sistem axiologic bazat definitiv, care să poată fi transmis cu naturalețe de la o generație la alta, acest sistem fiind foarte bine definit. Mai mult decât atât, copiii noștri au nevoie de stabilitate, de predictibilitate și de coerență în procesul de instruire și în politicile educaționale. Avem o responsabilitate, colectiv și individual, față de exodul elitelor românești. Numai prin strategii coerente de creștere a nivelului de formare, de crearea noi locuri de muncă și de sporirea prestigiului României pe plan internațional, vom reuși să convingem tinerii că se pot realiza din punct de vedere personal și profesional aici acasă. Nu trebuie să fim nepăsători față de pericolul fenomenului brain drain, pentru că cea mai de preț avuție a unei națiuni este capitalul ei uman, iar România a fost binecuvântată de Dumnezeu cu niște copii sclipitori, deosebit de înzestrați intelectual. Văd această realitate ori de câte ori poposesc în colegiul meu de pe Valea Tutovei și sunt fascinată și îndrăgostită de frumusețea interioară, talentul și inteligența copiilor noștri, nevalorificate, din păcate, la adevăratul lor potențial. Nu în ultimul rând, atunci când vorbim despre educație, trebuie să ne prețuim dascălii în spiritul misiunilor fundamentale. Toți cei care împărtășesc din lumina sufletului lor un crâmpei și o scânteie de cunoaștere copiilor noștri merită mai mult respect și considerație. Am susținut și voi susține mereu că este extrem de important pentru viitorul nostru ca neam să facem tot ce ne stă în putință pentru a crește standardele sistemului de educație. Și unde poate fi mai potrivit să intervenim dacă nu tocmai în debutul parcursului educațional și prin sprijinirea dascălilor noștri?
Acum, la început de an școlar, le doresc tuturor elevilor multă baftă în acest început nou, iar cadrelor didactice le urez multă putere de muncă și capacitate de sacrificiu și le mulțumesc pentru că în fiecare zi modelează caractere. Vă mulțumesc, Ana Bircel, Colegiul 5 Vaslui.